Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Darksiders 2. Eu sunt Nonin, tocmai ce am ieșit din acel mare dungeon. Cred că ar trebui să facem ceva cu chestia aia, dar nu sunt sigur ce. Bun, a fost foarte, foarte complicat dungeonul ăla, ne-a luat ceva episoade. Iar văd că am niște FPS-uri cam reduse. Nu sunt singurul cui i s-a întâmplat chestia asta. Sunt unele minunății în, nu știu, unele părți în care FPS-ul scade considerabil. Sincer, nu pot să vă spun de ce, nu pot să vă spun un motiv, numai că sper să... Ok. What the fuck? Ok. Să sperăm că chestia asta a fost doar așa. Nu mă da din nou un dungeon, te rog. Unde sunt? Ok, sunt... este așa să pot eu puțin să văd harta. Unde trebuie să ajung? Eu sunt aici, ok? Probabil că va trebui să o iau pe aici. Ok, și unde trebuie să ajung? Unde mie? Ok, eu trebuie să ajung. Return to Alia, to the Maker's Forge. Trebuie să ajung din nou la The Foundry, ok, vai. Vai dacă am de mers. Ok, dar și ceva, n-am să pun pauză, o să mergem, din păcate. Bun. Ai viața la cal sau care-i faza? Că nu prea pot să-mi dau seama. Mă, sincer să fiu, cred că m-aș duce la un prieten să-mi împrumut joystick-ul, pentru că am auzit că se joacă destul de șmecher jocul ăsta cu joystick. Ok. Ok, acum calul nu mai dispare. Aha, interesant. Văd acolo ceva chest, nici nu mă interesează. Tot ce-mi doresc e să nu am probleme, să nu mă bat cu nimeni, pur și simplu să mă duc eu în treaba mea. Că jocul ăsta e destul de mare, frate, deci e destul de mare și destul de complicat. Nici nu știu cât o să mai dureze. Am văzut un joc super, super șmecher pe Steam și aș vrea să văd așa cam cum e, cum... Oh, shit. Oh, shit, unde te duci tu, no name? Și aș vrea să văd cum e, no name, ce grijania mă ti faci. Ok, cred că trebuie să fac, cred că trebuie să apăs că. Ok. Aia vin după mine, nu știu. Ok, deschide poarta. Ok, băi, și ceva, n-am să mă bat, frate, n-am să mă bat, n-am chef de bătaie, vreau doar să dispară. Ok. Bun, hai să mă duc în treaba mea. Mamă, ce m-am speriat de chestia asta. Am crezut că e o creatură. Nici nu știu ce să mai cred în jocul ăsta. Sunt atât de multe chestii încât nu prea mai pot să bănuiesc ceva așa. Nu știu, e destul de ciudat. Mă, sincer să fiu, am străbătut repede de Jordul ăsta și de Shadow George. Ok, acum ajungem în Stonefather Vale, iar apoi o să ne ducem încetişor spre quest-ul nostru. Uite tipul ăsta. Ok, am ajuns în Stonefather Vale. Vai, ce-mi place chestia aia, dar chestia aia e frică, adică mă sperie, frate, ochiul ăla. Uite, se uită la noi. Te-n grijania ta de ochi. Mă sperie rău. Ok. Mă, cel mai fi de spus, căștile astea sunt geniale, în curând, de Crăciun, sper, dacă fac rost de bani, să-mi iau un Samsung Meteor sau un Blue Yeti, dar nu cred că o să-mi iau Blue Yeti, deoarece costă destul de mult taxa de transport și mai ales că după site-ul după care trebuie să-l cumpăr, gen taxa de transport până în România e 1 milion, frate, și destul de nașpa, sincer să fie. Ok, pe unde naiba trebuie să o iau? Ok, am și uitat. Ok, chestia e jos acolo, n-am de gând să mă duc după ea. Ok. Ok, bun, foarte, foarte tare. Nu de asta, dar... na, acum... mi-am luat mai mult căștile, că... mamă, deci se aude genial, sunt mai bune ca Razer, asta e clar. Sunt măsa, frate, măsa. Mă, da, eu am ajuns bine. Da, am ajuns bine. Sper că am ajuns bine. Ok,
Ok, n-am voie cu calul aici, cu calul, dar nu e nicio problemă. Este așa să mă mai uit eu prin inventar. Am, ok. Care o am eu acum? Level 5, stai, eu am level 5, ok. Și de damage 59, 67. Ok, deci asta o am eu acum. Rose damage, ok. Astea două trebuie să le vând. Asta o am eu acum, ok. Oh my god, ce șmecher e chestia asta de la level 7, vreau să fac neapărat level 7, ok. Hai să mă duc să încep să vând niște chestii, iar apoi o să ne ducem și la quest. Vreau să văd câți bănuți facem, aproape facem 10.000 de bănuți, nu știu dacă aici vindeam. Aici vindeam? Cred că aici, da, aici vindeam. Aici era tipa cu care... De Grigiania Măsie. Bă, unde-i tipa? Că nu la ea mă duceam și vindeam și... Nu? Ok, asta e ciudat. Asta e ciudat, rău. Ce mai e și chestia asta? A, asta e iar ceva cu mesaje, nu? Online inbox. Știi ceva? Back. Ok, nu mă interesează. Mă, dar unde-i tipa? Că trebuia să fie o tipă. Și să-i vând chestiile. Acolo sau aici? Asta e ciudat rău. Aș putea spune. Stai, vreau să văd doar. Să văd dacă... A, aici mă, aici cred. Aici cred că vindeam chestiile. Ok. Mai... A, nu. The forest around the tree has been corrupted. It hungers. You cannot reach the tree, not with rest in you. Ok, am înțeles. Sell. Yeah, ok, vinde și chestia asta. Vinde și chestia asta și chestia asta și chestia asta. Și asta nu o vând, asta nu o vând. Stai așa, stai așa. Bun. Nu. Gata, vreau să ies. Dă-mi... gata. Lasă-mă acum. Bun. Mersi, tipul, mamă, ce ți-e. Ok. Ia să văd eu ce mai am eu. Stai, care sunt mele? Astea sunt mele, ok? Asta îmi dă 6 defense, am doar cut critical damage. Nu-mi convine. Ok. Asta e a mea. Nu convine, vreau doar să mă uit așa să văd. Ok, chestia asta, vai mamă, dacă te dă. În comparație cu asta, vai. Ok. Bla 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 bla. Ok, hai să vindem tot, frate. Hai să vindem tot în afară de minunăția asta. Ok. Ok. Mamă, câți bani, frate, avem. Să moară GB dacă n-avem o groază de bani, dar... Nici nu știu ce să fac cu ei, sincer să fiu. Oh, shit, nu, asta nu vând. Ok, nici nu știu, am 25.000 de bănuți, frate. Dar să mă moară Fernando în baie și cu mâna pe co... Dacă știu eu ce să fac. Ok, ce trebuie să facem aici? Că... Unde trebuie să ajung eu? Stai. Nu, ok, am apăsat bine. Dar unde trebuie să ajung? Ok, aici, tocmai aici și trebuie să ajung. Ok. Dar unde-i tipii aia doi, frate? Erau doi tipi. A, s-au întors aici și a, mă. Nu? Da. Ok. Ok, The Maker's Forge. Holy shit. Nu, doare, frate, e tita mai... Ok. Și ce a făcut? Oh my fucking... Ok, asta e șmecheră. It is finished then, at long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. What?
Is he more likely to lose them, old one? A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian. Meant to be our greatest weapon and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now... Ok, este o grămadă de gălăgie prin casă și eu nu pot să mă concentrez în grijă, ne-am zis. Bă, nu mai poate să joace omul Darksiders 2, frate, că... In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's key. Ok. Tell me about... Okay. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul, old one? Isn't that what troubles you? Okay. Ceva nu mă mai interesează nimic. Maker's key, okay. Aparent cu asta trebuie să... Oh, am făcut... Ok. Am făcut level. Super, super tare. Skill point. Mamă, dar ce șmecher e pe aici, frate. Ce șmecher e pe aici. Tab. Ne-a mai dat o chestie. Ce face? Reaper Horn. Ok. Ok. Ăsta devine din... Ok. Aia a fost super fucking awesome. Ăsta am un skill point. Unde grijani am zis să-l mai pun și pe ăsta? Ce face chestia asta? Death through incarnation appears, unde sunt spear, bla bla bla, attacks, ei, vreau chestia asta. Ok, ar trebui să mă mai uit și pe la upgrade-uri, dar și unde trebuie să mă duc acum eu? Da, în partea asta. Bun, lume, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Mă ajută enorm, enorm de mult și mă motivează să fac episoade în continuare și să vă... și chestii, înțelegeți voi ce vreau să zic. Bun, lume, eu am fost Noname. Vă urez o săptămână foarte, foarte tare dacă se uită cineva până în acest moment la acest episod. Uite că e și soarele, a ieșit... Tree of Life, ăla e copacul vieții care arată super, super șmecher și awesome totodată. Hai să văd, mă, unde noi trebuie să mă duc, mă. Ok, trebuie să ies prin poarta asta. Bun, lume, eu am fost Noname. Bye, bye!